Opa, scuze. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Bike Vlog, bă băieți, cu livrări la Glovo, s-a trebuit să pun și o camera asta mai sus, așa, la un episod de Bike Vlog cu livrări la Glovo, fraților, așa cum ați cerut, și am văzut că a fost destul de multă susținere, am avut vreo 500 și ceva de like-uri la episodul anterior, deci mi-a plăcut destul de mult, fraților, așa că am să mai fac încă un episod de Bike Vlog cu livrări la Glovo. Dacă mai vreți să continue seria asta, dați și la acest episod un like, să strângem, nu știu, 500 de like-uri, hai să zicem că e ok, un număr acceptabil. Am zis în acest episod să vă prezint și echipamentul care fac eu Glovo, adică să vă arăt geanta și bicicleta. Acestea sunt geanta și bicicleta. Bicicleta este a mea, desigur, și geanta e celor de la Glovo, mă rog, tot a mea. Și da, bă, băieți, hai să zicem la acest episod 500 de like-uri. Pentru acest episod mi-am luat 2 ore de program și la finalul episodului vreau să vă spun cam cât bani am făcut eu din câți bani am făcut eu din 2 ore de lucrat la Glovo. Ca să știți și voi dacă este rentabil sau nu, pentru că mulți mi-au spus această întrebare, chiar dacă și Grigore Vârlam a făcut aceeași chestie, adică să vă spună cât a câștigat el din nu știu cât, din 8 ore mi se pare că a făcut el de Glovo. Eu o să fac pentru ăștia care nu puteți să munciți așa de mult, doar cât câștigați din 2 ore, azi m-am primit până acum vreo comandă? Aici eu chiar sunt curios, dacă am primit vreo comandă până acum la Glovo, să se vede ceva. Hai să vedem. Ah, am primit comanda. Ok, mamă, trebuie să mă duc în Haradului. Ok, e The Post. Mă trebuie să mă duc la poștă. Ia uite mă, au scris ăștia mil suși pe aici. N-au scris, mă uite, e Happy Wall. Se uită toată lumea la mine. Frate, dacă, ce aveți cu mine? S-au să uita urât că merg cu bicicleta în parc și n-am voie să merg prin parc cu bicicleta? Ar fi și asta o explicație, sincer. Stai că o iau pe aici. Hai frate, lasă-mă să mă bag. Ok, aici trebuie, mamă, sper că nu pornește intermitentul ăsta acum. Eu n-am mai fost, să se pasă, că n-am mai fost niciodată la poștă. Aici, la poșta mare, n-am mai fost niciodată. Și nu știu, pune intrarea, nu știu nimic, efectiv. Varză. Va trebui să întreb pe cineva unde e intrarea. De la The Post. The Post. Și probabil e engleză, având în vedere că a scris The Post. The Post. The poștă mare. The big poștă. Hai să vedem. Mamă, uite aici trolebuzele cum se odihnesc. Băi, ești prost, nu-i poștă. Sau? Nu-i de... Băi, ești nebun de post ăsta? Nu-i poșta. Stați așa să-mi leg bicicleta aici. Nu-i poșta, e ceva de ăsta de băutură, bă. Nici nu știam, jur că nu știam de așa ceva. Desperados. Bă, ce-i aici, mă, tracer? Oh, nice! Ceau, colegul, ce faci? Merge treaba azi? Eu n-am mai avut comandă prima dată când am comandă de aici, să-mi bani, nici nu am gândit că e la poștă. Eu am crezut că trebuie să mă duc să iau ceva colet de la poștă. Când văd Aradului, mă nebunește, frate. Aradului, bă! Mamă, în cealaltă parte a orașului. M-am nenorocit, cât am? 3 km. Hai că nu e mult, dar Timișoara e mică. Dar tot te nenorocește. Te nenorocește. Mamă, uite ce? Adăugați oprire. Unde? Ce oprire, frate, în 3 km, mă? Fac și pauză de masă? Kilometri. Ah. No, uite. Lovim și semnele, nicio treabă. Oh my god. E, mamă, să mă bag pe la mașini, nu știu. Hai că mă bag pe la mașini. Nu de alta, dar hai că vă zic imediat. Auci. Mă lași trei, chiar. Hai că nici nu trebuie să mă lase, că nu vine nimeni. Pe aici merge mai rapid, că pe acolo sunt niște scări, rup bicicleta, drecu-i nasol. Pe aici bași doar viteză. Te bași pe aici pe sub. Pune loganul, frână, pui și tu. Și tu te bași pe lângă el că ești biciclist. Și ești maker și iei oglinda.
Am loc la limită, pe lângă domnul Golf. Și pe aici ne băgăm pe trotuar, bănuiesc, nu știu, hai să vedem. Ne băgăm, stai, punem multe GPS-ul. Aici obligatoriu la dreapta. Mă duce tot înainte GPS-ul. Păi ne băgăm pe trotuar în cazul acesta. Deci o luăm pe aici și pe trotuar. Și pentru biciclete și pentru oameni. Și scrie semne puse. Și mergi, frate, și cu bicicleta și cu asta. Nu te la ceartă că vai, frate, ce vii cu bicicleta pe aici, că nu-i voie. Ok, hai să vedem ce facem aici. Bine, oamenii nu prea știu chestiile astea și se bag în fața ta și zic, frate, ce vii cu bicicleta, că n-ai voie. Copilul ăla cu durere în pulă se uita și zicea, bă, ce vine la cu bicicleta, ce vrea de la mine? Nu cumva să ne dăm la o parte. Pentru ce să ne dăm la o parte, frate? Pentru ce, mă? Zici și mie, pentru ce? Ia uite, măi, poartă aici. Iese mașina de peste mine. Panta aia și-mi place. Și dacă mă lasă frânele aici, practic s-a terminat șmecheria. Dar să sperăm că nu ne lasă frânele, nu-i așa? Să sperăm că nu ne lasă frânele aici. Ok, schimbă pe viteză, am trimis zbura lanțul iară. Mamă, am rupt frânele din nou, take two. Zic, bă, dacă vreți să vă deplasați mai rapid, luați-vă bicicletă, că... Au, cine? Ia uite, nu mă păsa. Muzica în blană. Mamă, uite ce e aici. Nu-i trotuar, o luăm pe aici. Boys. Oh my god, boys. M-am băgat pe terenul ăstora de lucru. Tot înainte bănuiesc, nu? Tot înainte ne zici, ia uite Glovo, băiatul Glovo, ia să-l salutăm pe băiatul nostru de la Glovo, ai roșu, fuck, it's roșu, man, îl încurc eu pe ăsta din spate, nu-l încurc. Hai că pot să vireze ăștia de mine, sper. Stăm mai în față, poți să virezi, poți. Nice, uite tot Glovo și ăsta. Și străbatem intersecția asta, imposibilă câteodată că, opa, colegul Glovo, nu m-a văzut colegul de la Glovo. Cine claxonează, frate? Oh, fac, avem trotuar cu pistă și nu l-am văzut. Măi, zona Lipovei mă bate în cap, că am trecut pe aici de 1000 de ori și încă nu am reținut că trotuare cu piste pe aici. N-am reținut și oamenii vin pe contrasens. Când ai pista, aceeași pistă, dai pe cealaltă parte. E aceeași pistă, dai pe cealaltă parte. Dar noi pentru ce să noi, frate, ne mergem pe aici? Să încurcăm oamenii. Și ghiciți ce? Am mai găsit să dau și de figuranți care merg pe pistă cu sens opus, adică era omul pe contrasens și vine din fața mea, eu eram pe sensul bun, el vine din fața mea și zice, bă frate, de ce mergi în fața mea? Ce nu te dai la o parte? Păi bă frate, după ce că tu mergi pe contrasens, tot eu să l-au obligat să mă dau la o parte, știi ce zic? Nu-i ok. Uite și pe aia de acolo, un coleg de-a meu, ceea ce îmi pare rău că este un coleg de-a meu și încă unul care nu știu ce-i cu el, pe contrasens. Stai, să vedem. Bună, aici e comanda de la Glovo. Da. Ah, ok. Eu mă dusesem prin față. 32 de lei 50. Băiat foarte politicos, mă duc pe sensul corect de mers pe drum. Nu o iau pe contrasens, deși puteam. Încă o comandă. Deci, Famous Waffles în incinta parcării Kaufland. Mamă, n-am mai avut iară, nu mai comenzi noi de la magazine noi. Tot înainte bănuiesc, nu? Yep, tot înainte. Deci astăzi avem numai comenzi de la restaurante noi, gen, sau mă rog, magazine de la care n-am mai avut. Deci Waffles ăsta sau cum se zice, The Waffles, n-am mai avut în viața mea. Deci am 130 de comenzi, 140 și n-am mai avut nicio comandă de la The Waffles. Așa că haideți să vedem ce este și la The Waffles. The Waffles, cum sună? The Waffles. Pe sensul corect, ca să vă demonstrez că se poate să mergeți pe sensul corect al drumului. Hai să băgăm un pic de viteză. Că viteza nu strică. Mă rog, acum în limită nu strică. Vai, dar la ce drum e aici, nici n-ai cum să bagi viteză ca lumea, frate. E drumul prea denivelat.
E prea nasol drumul, bă. N-ai cum, uite, dacă este unul de aici, mă scrivește, efectiv. Mai avem 1,8 km până la The Waffle, dar sigur e în nu cred că e în... Nu cred că e în Libertății, mai încoaspre, Botanic undeva. Nu știu, n-am avut niciodată o comandă de la The Waffle, să vă spun. O să mergem și să vedem acum. N-am nici cea mai mică idee pe unde o fi The Waffle. Și trebuie să o luăm pe aici, și e roșu. Cum am hârjonit iară cauciucul ăla, l-am rupt. Aia e, The Waffle câștigă. Pe stradă o luăm, frațioare. Pe stradă o luăm, frațioarele meu. Că n-ai cum pe aici pe trotuar. Și o trebuie să iau la stânga și acolo e interzis. No, drum de bicicletă. Mai bagă tu în Google pe GPS drum de bicicletă. Să te ducă pe interzis. Hai să schimb și viteza, că după aia mă trage lumea de ăsta. Zice lumea, și că, bă frate, tu ai schimbător de viteze sau de ce mergi doar pe întâia? Păi mergi doar pe întâia că îmi place să merg cu bicicleta turată. Oh my god. Merg pe întâia că merge mai ușor. Ok, lecție de dicție. Mi-e mai ușor să merg pe întâia. Mai ales pe trotuar, când îți numai gropi și de astea și te încurcă la viteză, știi? Nu poți să mergi cu a șasea în gropi. Aici la stânga. S-a uitat gagica lui ăla un pic așa speriată la mine. Din ăla. Din mașina aia. Strada Ionescu de la Brad. Jur că nu știu unde e strada asta Ionescu de la Brad. 17, nu opri așa aici. Mama, era plin. Hai să luăm mai vede pe aici. Dacă fac chestii de astea pe aici, s-ar putea să zbor în bot, da. Aia e. Știți melodia aia? Aia e curba care îmi place mie. Și așa îți rupi o roată. Tutorial cum să-ți rupi roata cu Raul 2K. Și avem roșu în față și punem frână. Deci, dar ar trebui că e cea mai tare chestie din Europa. Ia să vedeți aici. Dacă îi scrieți mi-l sugi acum pentru un video ar fi genial. Yeah. Let's see guys. E scris mi-l sugi sau... Uite că scrie cineva ceva, deci nu o să fie scris mi-l sugi. Că sunt adulți. Nu e scris mi-l sugi. Nu! De ce nu e scris mi-l sugi, frate? Doamne! Și voiam să scrie, să fie scris mi-l sugi. Eu trebuia să iau la dreapta aici, oh shit. Oh shit, hai că nu ne mai întoarcem acum, știi ceva? Fuck the police. Sau trebuie tot înainte, că nu știu. Stați așa. Trebuia invers, fuck. E, păi o luăm invers atunci. Aia e fata care îmi place mie. Oh my god, greșesc eu drumurile, nu am mai văzut așa ceva. Sper că ăsta nu-i contrasez pe aici, așa că m-am băgat eu iar ca un dobitoc. Păi eu fac numai dobitocii de astea, mă bag pe contrasens, chestii. Sper că pe aici e legit ce am făcut eu, nu? Hai cum ai luat-o unul după mine. Deci, mă duc pe el, mă duc pe ce face el, fac și eu. Adică, când un prost greșește, greșește și al doilea prost, știi? Cam pe principiul ăsta merg eu. Ok, tot înainte 700 de metri mai am. Cam greu ajung la comanda asta, nu știu ce mi-a luat atâta să ajung la ea. Păi deja 5 și o de-abia la a doua comandă și încă nu-i făcută, cine știe cât mai am să o fac. Dar na, haideți să ne grăbim un pic, să băgăm viteză. Uai, ce bate vântul. Ăla nu mai e, ba mai e în spatele meu, acum mă ocolește. Mă mai ocolești? Da, acum mă ocolește. Ia uite-l mă ce șatura nebunul Polo. Polo de 1-2.
Hai că mai puțin. A, mama, aici știu că nu-i trotuar, deși trebuie să iau pe stradă. Și e aglomerat ca naiba de obicei. Deci o să fie un pic bătaie de cap aici. Waffle. Am ajuns la Waffle Pack. Ia să vedem ce trebuie să luăm noi de la Waffle. De ce merge asta singur? Putem să luăm și pe aici, aveți avantajul să ai bicicletă, te bași pe unde vrea sula ta, adică na. E ceva normal, ca biciclist, ca bișticlist. Sper că am pus toți banii acolo, am mai avut gen pierderi de astea de câte 10-15 lei, că n-am fost atent și am pierdut. Dar, na, riți cu meseria acum, mai și pierzi, mai și faci. Eu o iau pe stradă, că n-am pistă. Mă bag o dată cu ăsta și trebuie să iau la stânga, așa-i? Trebuie să iau la stânga. Mă las cu cineva. Mă bag acum, că nu-i nimeni. Ok. S-a făcut roșu. Fut-o-ți gâtul, mă, ți-o fut. Te faci tu roșu fix când vreau eu să trec. Mamă, cum face? Ia să vedem, frate. Intersecție bulănoasă. De ce claxonezi, mă? După ăsta nu mai vine nimeni, and go! Ne-am dus! Ia ce făceam, întorceau acolo, lol! Sper că nu pe mine m-au claxonat, că-s dobitoc rău dacă pe mine m-au claxonat. Ok, am luat-o pe drumul bun? Yes! Nu am luat-o pe drumul bun, luat... N-am luat-o pe... What? De ce? Pe unde trebuia, frate? Hai că iară greșim drumul, ca de obicei, cine m-a clasat? Oh, salut, frate! Hai că m-a clasat, mă făcea unul cu globoțelul de la Globo. Am scăpat pe mașinile, nu știu ce fain e să ai bicicletă pe cea pe trei de gen. Vezi? Dacă ai bicicletă, bicioaglă, e altă treabă, vezi? Să ai bicioaglă. Bicițoglă. N-ai voie la stânga, oh fuck. De ce mi-era mie cel mai frică? Să n-am voie la stânga. Păi în cazul ăsta, eu fix la stânga trebuie să iau, mă bag pe trotuar. Ok, deci o fix la stânga trebuie să mie să cred. Ce bulan am și eu, mă. Păi atunci o luăm pe trotuar și o iau peste stradă, n-am ce să fac. Scrie numărul 7, dar nu scrie unde, cred că e la casă sau... Ah, acum. Mamă, e vis-a-vis, frate. E vis-a-vis de drum. Opa, m-a adus greșit GPS-ul ăsta, nu-ți fut eu două palme GPS când tâmpit. No, mi-a făcut cu mâna băiatul, bine că a ieșit afară. A ieșit afară, a fost ok omul. Ia, mă gândeam eu că e pe partea asta, bine că ai ieșit tu. Stai să nu las asta aici. Sper că n-am întârziat sau ceva. O secundă, stai să văd. Ai plată cu cardul, perfect. Hai să-ți dau. Mersi. Atâta. Oh, mersi. Ciao. Poftă bună, ciao. Hai să vedem. Ok, bă, băieți, deci pe ziua de azi avem și 10 lei ciubuc, ceea ce este super shiny tiny, cum ar zice legendele, shiny tiny. O să vă spun la finalul zilei cât am făcut cu tot cu ciubuc. Acum ciubucul, știi, poate să depindă. 2 ore. Și câtă mai are? Câtă baterie mai are? Cum mai are? 2 linii? 3. A, 3? Nu
mai ducem încă 2 ore lejer și ok. Da. Asta mă gândeam și eu să-mi iau ceva trotinete electrică. Că da. Cu bicicleta de seama, când faci mai mult e deja greu. Acum, dar cumva pe bărbun nu prea mai merge. Da, da, da. Nu știu, mă... 9 la oră și asta cu 25 la oră fac dublu, știi? Da, îți dai seama. Cu elicoptoare cu cioclase mă simt. Dai seama, da. Mai bine 4 pasă și da. Au, ce nervos e ăla. Ia, hai să-i dăm blană, dă-i blană. Da, da. Hai. Opa, am primit și o comandă. Stai că eu am comandă de aici, din spate. Hai că te las, salut! Succes! Opa, adică am comandă de aici, din spate. Pe strada Romulus. Ciao. Avem comandă de aici, din spate, pe strada Romulus, a treia comandă. Facem un wheelie azi. Hai să vedem. Aha. Facem wheelie la 30 la oră. Uitați, bicicleta mea prinde vreo 25 la oră, doar cu viteza întâia. Și avem trecere aici. Deci am prins vreo 30 la oră doar cu viteza întâia. Și am pus o frână de a striga plăcuțele de frână. Sunt bicicleta aici. Ciao. Ok, hai că aștept aici. Scoatem banii dacă tot. Alex, pe numele Alex, e comandă. Ciao. Sper că nu mi-a ciur din nimeni astea, nu? Nu, nu s-a găsit nimeni. Opa, scuze. Am început să râd omul, dar îl omoram acum, frate. Ăla a început să râd, eu era să dau pe strân. Bine, într-un fel e vina mea că eu trebuia să mă asigur, dar avem frâne, frate, frâne pe disc. Astea sunt frânele pe disc. Da, bă, băieți, am avut timpul de așteptare extrem de mare la restaurantul ăsta și am stat vreo 45 de minute, cred. Bă, ăsta de ce drecui slăbit, boss? Îmi pică camera de pe piept, era slăbit chestia, era slăbită chestia asta, dacă nu observam acum, îmi pica camera. Da, tot înainte trebuie să o luăm, mi-a ieșit încărcătorul, frate. Vai cât de prost a spus pe aici. Ăsta a accelerat repede, eu pot să mă duc înainte, aveam acolo, înainte nu era interzis. Ok, camera am stat un pic strâm, sper că nu se observă sau ceva chestii de astea urâte. Să-mi stea strâm camera să se vadă urât pe filmare. Comanda asta. Și bine, timpul de așteptare 45 de minute în restaurant. Aia e partea a doua. Unde-i? De la scara aia, nu? Ok, stai că eu greșisem scara. La ce apartament sunt? Să nu mă mai uit în aplicație. 16. La 16? 16. A, ok. Hai că acum vin. Hai să legăm asta. Mamă, frate, trăițăr. Ce apartament a zis? La 14. Bata. 14. Instant, a stat la interfon. Ah.
Ciao. Uite, cum am dat și o semnătură, să mai o secundă. Uite. Îți fac ceva acolo? Poți să desenezi orice. Poftă bună, ceau. Și am terminat programul pe ziua de azi, nice. Și hai să vedem cât am făcut, vă zic imediat cât am făcut. Ține suspans un pic. Uf, ce am obosit. Deci, acum premierea, băi, sunt prost. Da, bă, băieți, deci astăzi să vă spun cât am făcut, ia stați o secundă să vedem aici, câștiguri pe ziua de astăzi din 3 comenzi cam nasoale un pic, am făcut, uite-mă către mașină, am făcut 41,65 lei, cu ciubuc vreo 15 lei, deci 41 plus 15, 56 de lei am făcut astăzi, din 2 ore de muncă, 56 de lei, să zicem că ați face așa cam în fiecare zi, hai să facem și un calcul abic cam cât ar fi pe lună, ca după aia să nu mi se pună întrebări de genul. Deci 56 de lei ori 31 de zile, hai să zicem 30, minus taxele lor, 400, să zicem, minus, hai așa, 12.800.000, deci 1280 de lei din 2 ore pe muncă pe zi. 7 zile, deci nu aveți deloc oprire, 7 din 7, 30 de zile pe lună, 1280 de lei câștigul. Voi hotărâți dacă e bine sau nu, e un tip care se holbează la mine, nu știu de ce, dar holbează-te, domnule. Deci, cam asta este venitul din 2 ore pe zi, voi vă gândiți dacă e bine sau nu e bine, dacă e profitabil sau nu e profitabil. Bine, acum la chestiile astea vă dați seama, adică când vedeți din 2 ore pe zi 1280 de lei, te gândești, bă, trăiți-o familia, ce mult. Dar nu e așa, pentru că până asta se include și, adică în toate chestiile astea sunt și oboseala ta, adică gândiți-vă, 2 ore pe zi pedalezi în continuu, adică nu stai și frești menta, pedalezi, frate, la comenzi. 2 la mână, cam atât ar fi, că pedalez și doi la mână, spor la muncă dacă vreți să vă băgați. Depinde acum ce firmă vă găsiți să faceți parteneriat. Eu am o firmă destul de ok. Acum nu știu ce firmă să găsiți voi. Nu parteneria, că nu faci parteneria. Să vă angajați la ei, să zic așa. Nu știu ce firmă o să găsiți voi acum. Și de asta depinde foarte mult. Dar oricum, cam ăsta este câștigul, băieți. 1200 de lei, acum depinde, știți care e faza, eu azi chiar mă mir că am făcut în 2 ore 60 de lei, e ok, super ok, pentru că am avut zile în care am făcut banii ăștia în 4 ore de muncă, știți, deci zile și zile, nu eu, acum am calculat dacă face 60 de lei cât am făcut eu azi, mă rog, dar nu e obligatoriu că o să faceți atâta, puteți să faceți și mai puțin, și mai mult, nu știu, oricum, fraților, eu am făcut astăzi 56 de lei, aoleu, nu-i nimic, scuze eu, că eu n-am voie pe aici. Am făcut astăzi 56 de lei în 2 ore de muncă cu ciubucul. Am avut ciubucul mare, de aia am avut noroc, că dacă nu făceam doar 45. Voi considerați dacă este bine sau nu. Eu vă las aici că trebuie să-mi bag GPS-ul, că nu-mi dau seama prin ce zonă ăsta. Faza e că pe mine m-au adus aici la mine în zonă, numai că eu nu-mi dau seama pe unde sunt pe aici. Trebuie să-mi bag GPS-ul să mă ducă pe drumul cel mai scurt. Deci, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!